Deci vreau să vă informez că, că acum am depus un demers, trebuie să numesc Mihai Ghimb, președintele interimar al Republicii Moldova, prin care îi comunic că comportamentul public pe care îl are această persoană nu este tocmai adecvat poziției pe care o deține, dar și pretențiilor pe care le are. Consider că rostirea în public a cuvintelor înjurioase și schimonosirea numelui meu constituie o atingere gravă a onoarei, demnității și reputației mele profesionale. De aceea am ținut să-l înștiințez, în primul rând, să-l atenționez public printr-un demers și să-l acționez în instanța de judecată printr-o cerere de chemare în judecată, prin care îi solicit repararea prejudiciului cauzat, plata daunelor morale în mărime de 1 milion de lei. Bani pe care ulterior îi voi dona copiilor care sunt bolnavi de cancer din Republica Moldova, la Institutul Oncologic. Consider că prin acest demers al meu public, oamenii publici care ocupă funcții importante în stat, înainte de a vorbi urât la televizor, se vor gândi. Se vor gândi din simplu motiv că funcția pe care o ocupă dumnealor nu ocupă veșnic și nu ocupă pe toată durata vieții lor. Iar și toți cei care ocupă astfel de clădiri guvernamentale, temporar, trebuie să înțeleagă un singur lucru. Drepturile și libertățile fundamentale nu le-au anulat nimeni. Și conform Constituției Republicii Moldova, nimeni, absolut nimeni, nu este mai presus de lege. Chiar și președintele țării, chiar și președintele Parlamentului, președintele Partidului Liberal și mai departe. Voi solicita aceste daune morale și dacă nu voi reuși să fac acest lucru în perioada cât domnul Mihai Ghimpu este președinte interimar, îl voi urmări din punct de vedere civil și în perioada cât acesta nu va mai fi președinte. Deci va fi om simplu, muritor de rând, ca și noi toți ceilalți. Dar cum v-a numit domnul președinte? Vă interesează acest lucru, da? Păi da. Nu știți? Nu știu. Sigur? Da. Deci, domnul Mihai Ghimpu a fost întrebat vis-a-vis de părerea sa în privința dosarului Vladimir Ghimpu versus Dorin Chertoacă, Lucian Chertoacă și Mihai Ghimpu, în cadrul care eu reprezint interesele familiei Ghimpu, domnul Vladimir Ghimpu. Domnul Mihai Ghimpu a lansat anumite informații prin care a schimonosit numele meu și a utilizat cuvântul șutilă, o schimonosire ciudată a numelui meu, Radu Bușilă, care nu reprezintă altceva decât o înjurie publică admisă de către o persoană care ocupă primele funcții concomitent în stat. Și consider că acest lucru aduce o gravă atingere onoarei, demnității și reputației mele profesionale. De aceea îl voi acționa în judecată și voi cere neapărat despăgubirea mea sub formă de 1 milion de lei, așa cum am menționat, bani pe care îi voi dona copiilor bolnavi din cancer din Republica Moldova. Și prin acest lucru voi demonstra care este, de fapt, misiunea, cea mai importantă misiune a unui șef de stat, de a ajuta oamenii, ci nu de a lansa afirmații injurioase, calomnioase, la adresa oricărei alte persoane.